Proverbele, capitolul 18, versetul 21, este scris: moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Amin. Vă rog să reluați locurile voastre pe scaune. Nu este o avertizare, dar mă simt dator să vă spun: pregătiți-vă urechile pentru a auzi un mesaj care nu întotdeauna dorim să-l auzim, dar este necesar pentru creșterea noastră spirituală și este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un atac împotriva nimănui, și este o predică care, în primul rând, mi-o predic mie. Mi-asum lucrul ăsta, mă simt dator să vă spun și cerința mea este să rămâneți în ascultare, în biserică, până la sfârșit de predică. Amin. Predica este intitulată Între viața și moarte, puterea cuvintelor. Anul ăsta, în Texas și mai specific în orașul de Dallas, au picat 8 păstori. 8 păstori, majoritatea din ei foarte renumiți, unul chiar acum 2 săptămâni a predicat duminică, luni biserica a anunțat că l-a scos afară, l-a descalificat, l-a scos din slujire. N-o să dau numele lor acestor păstori, doar să vă spun că se întâmplă acest lucru. La început de an am auzit și noi multe lucruri, chiar din România, despre căderea unei persoane și am observat comentariile online, dar chiar și reacția mea personală. Eu m-am cercetat în această perioadă, la început de an, când am auzit aceste lucruri și ultimile săptămâni chiar, mi-am analizat reacția mea când aud astfel de lucruri. Și am realizat un lucru. Câteodată când le aud, se trezește un dor în mine de a auzi mai multe, de a afla totul. De afla absolut tot. Cum? De ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Cât de lung a durat lucrul ăsta? Am ajuns la o concluzie și, așa cum am spus la început, îmi predic mie, în primul rând, acest mesaj. Și concluzia este: de uneori, noi creștinii, noi membrii bisericile universale a lui Dumnezeu, suntem în stare de a fi mai răi decât fariseii din vremea lui Isus. Doresc să citesc din Ioan capitolul 8, un pasaj foarte cunoscut, primele 11 versete despre femeia prinsă în curvie. Doresc să citesc aici pentru a afla câteva lecții importante și pentru a înțelege contextul, iar și legătura care voi face din această întâmplare în Ioan capitolul 8 și felul în care noi reacționăm de multe ori când auzim ceva despre cineva și chiar dăm mai departe informațiile auzite. Ioan capitolul 8, începând cu versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în prea curvie. Au pus-o în mijlocul norodului și i-au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici?
spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părașii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. O întrebare: cu cine a comis femeia asta prea curvia? Cu un bărbat din sat, nu? De pe zonă, de acolo de undeva. El unde este? Versetul 6, vedem ceva foarte interesant, și anume reacția lui Iisus Hristos. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Ei vroiau o reacție de la el. Ei vroiau ca Iisus Hristos să spună ceva și ei după aia să-l învinuiască și pe Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos face un lucru foarte interesant, nu le răspunde. S-a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Asta, dragilor, ar trebui să fie reacția noastră atunci când auzim și noi astfel de lucruri. Trebuie capul în jos, să scrie mai departe, să trăim viața de creștin mai departe, să căutăm voia lui Dumnezeu mai departe și să ne facem, dacă este cu putință, că noi auzim pe acești oameni. Versetul 7, Iisus Hristos lansează o întrebare: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Cine din noi este fără păcat să arunce primul cu o piatră? Versetul 9, vedem căci mustrați în cugetul lor au plecat de la mic până la mare. Cel mai bătrân, cel mai în vârstă, până cel din urmă, toți au plecat. Adică toți au păcătuit. Toți erau cu păcat în viețile lor. Și cugetul lor era mustrat de aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, în versetul 10, vede doar pe femeia. N-am mai văzut pe nimeni decât pe femeie. Nu vi se pare interesant acest lucru? Iisus Hristos de uneori, dragilor, ne privește, ne vede în mulțimea lumii în care trăim și ne vede chiar pe noi. Doar pe noi. Vede păcatul, vede toate pietrele aduse acolo, gata să ne ucidă, gata să ne omoară, dar el vede persoana. El vede creația lui Dumnezeu. Creată nu pentru a păcătui și creată pentru a glorifica pe Dumnezeu, dar la momentul de față prins într-un păcat. Atunci când noi punem deoparte
părerile noastre, bârfele noastre, perspectivul nostru și cuvintele noastre care vrem să învinuim mai departe pe persoanele respective, atunci, de fapt, Iisus Hristos poate să privească pe persoana respectivă și să se aplice și să implice în viețile lor. Unde sunt părașii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, i-a răspuns femeia. Nici eu nu te osândesc, îi spune Iisus Hristos. Du-te și nu mai păcătui. Știți de ce suntem noi mai răi decât farisei? De uneori, nu întotdeauna, de uneori. Noi nu mai trebuie să așteptăm până cineva este prins într-un păcat și să fie adus în față. Pentru noi este destul să auzim. Pentru noi este destul să auzim. Și nu întotdeauna cu dovezi. Este destul să auzim că persoana aia am auzit despre el sau despre ea că ar fi făcut lucrul ăsta. Și mă gândesc că dacă face lucrul ăsta, probabil că și lucrul ăsta. Știți ce facem noi când auzim aceste lucruri și începem să le spunem și noi mai departe la alții? Luăm pietrișori în mână. Nu o piatră! Luăm mai multe. A, tu ai auzit asta? Eu am auzit și asta, încă o piatră. În loc să ni se spună nouă, tu, fără păcat, pune piatra jos. Noi punem noi întrebarea primă. Cu ce piatră să dau? Ce mai vrei să auzi despre persoana respectivă? Că s-au auzit multe, dar am tăcut și noi, dar acum că ai zis și tu, hai să arunc și eu cu o piatră. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă doar când oamenii mari și renumiți pică și din păcate lucrul ăsta se întâmplă de uneori în mijlocul comunității noastre. În bisericile noastre se întâmplă acest lucru. Se aude ceva despre cineva și se vorbește. Tot după colț. Dragilor, noi nu mai folosim pietre pentru a ataca și folosim cuvintele sub formă de bârfă. Folosim cuvintele noastre nu cu intenția de a aduce la viață și cu intenția de a lovi mai departe, fiindcă este mai ușor atunci când vezi pe cineva lovit să dai și tu cu piciorul decât să fii persoana care spui stop, haide să ridicăm. Un exemplu, știu, destul de violent și agresiv, dar un adevăr trist. De uneori ne este mai ușor să fim cei care aruncăm și noi cu o piatră decât să fim cei care spunem stop, haideți să ridicăm, să ajutăm. Acum intrăm în a doua parte a predicii, sub intitulată Cine primește prima piatră? Opriți-vă cu ucisul. Mă simt dator să fac o paranteză și anume, ce facem noi, cei care vestim cuvântul lui Dumnezeu și cei care predicăm aici din față, când avertizăm de la învonul bisericii despre învățători falși în comunitatea evanghelică sau când vorbim despre ce se spune în lume sau ce face lumea asta ciudată în care noi trăim, nu este bârfă. Ne asumăm responsabilitatea față de Dumnezeu pentru a ocroti turma lui Iisus Hristos.
Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28 cu 30, ne spune: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, adică cei care aveți grijă, ca să păstoriți, cei care conduceți, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vări între voi lupi răpitori care nu vor cruta turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să treagă pe ucenici de partea lor. Noi când vorbim despre astfel de lucruri și vă avertizăm și vă tragem atenția la ele, nu este o bârfă. Este responsabilitatea noastră să privim aceste lucruri, să vă spunem și vouă, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu ne arată că dintre voi vor intra lupi răpitori și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Și este datoria noastră, ca cei care avem reverență față de Dumnezeu, de cuvântul Lui și de lucrarea care ne-a încredințat-o, să spunem anumite lucruri pe față. Închidem paranteza și mergem mai departe. De ce este rău să aud astfel de lucruri și să le spun și eu mai departe? Fiindcă este bârfă, pur și simplu. Ce este bârfa? Proverbele, capitolul 20, versetul 19, ne spune: cine umblă cu bârfele de pe fața, dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-i poate ține gura să nu te amesteci. Bârfa înseamnă că defăimând pe alții prin dezvăluirea secretelor, încerci să faci ca ei să arate mai rău. Și acest verset ne spune să nu te amesteci cu astfel de oameni care fac astfel de descoperiri. De ce este bârfa așa de rău? Dumnezeu urăște bârfele pentru că, în primul rând, îi rănește pe oameni. Le daunează reputația, le asasinează caracterul, dacă putem să spunem acest lucru. Face să se rupe preteniile și poate distruge chiar căsătoriile. Iacov, versetul 4, 11 cu 12: nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinător al legii și judecător. Unul singur este datorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Proverbele, capitolul 16, versetul 28: omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbinde pe cei mai buni prieteni. Vrei să rupi o prietenie strânsă? Începe doar să șoptești sau să bârfești despre ei și când le revine, și de obicei o face, atunci ai distrus relația respectivă. Aceea prietenie se termină și probabil că nu vor mai avea niciodată încredere în tine cu ceea ce spui, și cine poate să-i judecă și să-i învinuiască. Pe cine afectează bârfa? În primul rând, persoana despre care se bârfește. În al doilea rând, persoana care aude bârfa. Și în al treilea rând, persoana care bârfește. Este chiar asemănător cu uciderea? Matei, capitolul 5, versetul 21 și versetul 22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți.
Oricine vă ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar cine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Citesc din nou Proverbele, capitolul 18, versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cum vede Dumnezeu acest lucru? Vorbitul de rău? Proverbele 6, începând cu versetul 16 până și inclusiv versetul 19, ne scrie: șase lucruri urăște Dumnezeu și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Șapte lucruri urăște Dumnezeu. Și aproape că toate din ele poate să fie adunate sub acest păcat numit pârfă. Un martor mincinos care respiră minciuni, o limbă mincinoasă, picioare care se grăbesc să alege spre rău ca bârfele și cineva care seamănă discordie între frați, care stârnește certuri. Dumnezeu, cum am spus, urește bârfele pentru că bârfele rănesc, bârfele lovesc pe oameni, le daunează reputația. Când auzi ceva ciudat, ceva rău despre cineva, mintea ta începe să-l privească pe persoana într-un alt fel. Caracterul îl asasinează, îl ucide, îl omoară. Face ca relațiile, prietenile să fie distruse, să fie rupte. Fiind adevărate, fiind neadevărate. Biblia ne spune să nu facem acest lucru, să nu bârfim, să nu vorbim mai departe aceste lucruri. Și noi, când le facem, noi mergem împotriva cuvântului Dumnezeu. Și în loc de a fi oameni care prin cuvintele noastre aducem la viață, în loc de a fi oameni care încercăm să ajutăm pe o persoană căzută, când spunem mai departe lucrurile care le-am auzit, noi suntem instrumente care distrug lucrarea care Dumnezeu dorește să o facă. Prin cuvintele care duc la moarte. 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 10, până și inclusiv versetul 15, găsim scris: prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urește lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urește pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu va intra, n-are viață veșnică rămânând în el. Suntem copii al lui Dumnezeu? Dorim să dovedim acest lucru? Dorim să iubim pe fratele nostru? Atunci haideți să începem prin a nu-l vorbi de rău.
Haideți să începem prin a căuta zidirea și restaurarea. Haideți să începem prin a iubi, să ne oprim cu ucisul, cu vorbitul de rău, mai ales când este vorba despre fratele sau sora din biserica sau comunitatea noastră din care facem parte. Și în schimb, trebuie să fim cei care iubim pe aproapele nostru în toate circumstanțele și situațiile vieții lui. De ce? Fiindcă Biblia ne spune, chiar din Vechiul Testament, din Proverbele 17 cu versetul 9, cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe preteni. Și versetul 17, tot din capitolul 17, prietenul adevărat iubește oricând și în norocire ajunge ca un frate. Atunci când auzi ceva, ce trebuie să faci? Să iubești oricând. Proverbele 11, 12 și 13, capitolul 11, versetele 12 și 13. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfele dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Reacția lui Iisus Hristos? A auzit și a tăcut. Proverbele, capitolul 11, ne spune să primești și să taci. Auzi, dar nu spui mai departe. Noi, când ne aflăm de multe ori în situația care s-a aflat Iisus Hristos în Ioan, capitolul 8, se întâmplă ceva. Ni se aprind urechile, parcă se deschid și mai tare. Parcă vrem să auzim și mai multe. Vrem să mai avem și noi mai multe pietri de aruncat. Noi trebuie să facem ce a făcut Iisus Hristos. Să ne uităm doar la persoana respectivă. Să nu ne uităm la pietrele care s-au adunat. Să nu le ascultăm pe toate lucrurile care se zice și să ne uităm la persoana respectivă, cerând ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să-L vedem cum vede El. Să punem întrebări atunci când suntem față în față cu persoana respectivă. Nu vi se pare interesant că Iisus Hristos n-a vorbit cu farisei să întrebe pe femeie și s-a dus direct la ea? Femeie, unde sunt părașii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Dacă chiar vrem să răscumpărăm pe cineva din mijlocul nostru, dacă chiar dorim ca persoana să fie restaurată și este un frate sau o soră de-a noastră, avem datoria să facem ce a făcut Iisus Hristos, să mergem să stăm de vorbă cu ei personal în privat, să-i întrebăm, cum pot să te ajut? Am auzit anumite lucruri despre tine, nu-mi pasă de ele, mi le spui, nu le spui, nu-i important. Cum pot să te ajut? Cum pot să te ridic de aici? Cum pot să te ajut ca tu să pleci de aici și ca femeia să ți se spună, du-te și nu mai păcătui? Cu ce ai nevoie? Ai nevoie de cineva să te asculte? Ai nevoie să-ți vorbească cineva? Ai nevoie efectiv să steie cineva lângă tine, să nu zică absolut nimic și să plângeți amândoi, după aia să cântați amândoi, după aia să vă rugați amândoi? Ce ai nevoie? Cum pot să te ajut? Dacă iubim cu adevărat pe fratele sau pe sora noastră, când auzim astfel de zvonuri și de bârfe, dacă dragostea noastră este adevărată, noi vom căuta să-i ajutăm. Să îndreptăm, să-i învățăm,
să-i întărim ca ei să nu mai păcătuiască? Vom căuta viață în loc de ucidere sau de moarte? Vom căuta vorbe bune în loc de bârfă? Vom căuta să o dăm o mână de ajutor în loc de o piatră de aruncat? Vom căuta să fim mâinile și picioarele lui Iisus Hristos. Vom căuta cuvinte de pace, de zidire, de ridicare, de restaurare. Fiindcă, dragilor, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cu cuvintele tale rostite, poți să ridici pe cineva. Și cu cuvintele scrise. Și cu cuvintele scrise. Prin a trimite un mesaj, poți să ridici pe cineva. De multe ori ne este incomod să abordăm, să căutăm. Dar am avut experiența asta de mai multe ori. Scriind cu cineva care e pe lista noastră de cauze sau care numele lor este scris în acest coșuleț. Scriind efectiv cum ești, ce mai faci. După un timp, nu toți, dar unii îți scriu înapoi. Am putea să ne întâlnim, să vorbim, să discutăm. Nu merge așa de bine. Un cuvânt spre viață. Un cuvânt spre zidire. Nu cuvintele mele. Fiindcă de obicei când mă întâlnesc cu astfel de oameni, le citesc din Biblie. Orice lucru care le spun, le arăt prin Biblie. Îmi scot telefonul, deschid Bible, aplicația și le arăt acolo, uite ce spune. Și dacă e o persoană care înțelege mai bine limba germană, îi arăt în limba germană. Chiar dacă eu nu o înțeleg așa de bine. Dacă cineva care înțelege mai bine în română, îi arăt în română. Dacă e în engleză, îi arăt în engleză. Fiindcă avem acest lucru la dispoziție. Avem cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție. Cuvântul care taie. Cuvântul care pătrunde unde cuvintele mele nu au cum să ajungă. Cuvântul care umplă cu puterea și pacea lui Dumnezeu. Cuvântul care restaurează. Cuvântul care transformă. Cuvântul care învie de la moarte și aduce la viață. E la dispoziția mea, dar atunci când nu îl aplic și mai bine ascult de bârfe și dau mai departe și eu cu ele, ucid pe persoana respectivă. Sau fac tot posibil să-l ucid. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mă cheamă la asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim diferiți. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim instrumentele lui Iisus Hristos. Mâinile și picioarele lui care ducem pace mai departe. Care vorbim viață. Nu că cuvintele noastre aduc în existență, nu știu ce. Dar atunci când noi rostim cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Sfintei Scripturi mai departe, ele aduc viață. Și de ce? Fiindcă cuvântul este adevărul și adevărul este Iisus Hristos. Și de la început era cuvântul și era cu Dumnezeu și era Dumnezeu și cuvântul s-a întrupat pentru ca oricine crede numele lui Iisus Hristos și în cuvintele sale să primească ce? Viață veșnică, adopție în familia lui Dumnezeu, să primească dreptul să fie cunoscut ca copilul lui, nu născut din voia unui om, nu prin carne, nu prin sânge, ci din voia lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru dorește să aducă la viață. Dumnezeul nostru dorește ca noi, în ziua în care trăim, în timpul în care trăim, în țara în care ne aflăm, în biserica în care suntem, în comunitatea creștină în care facem parte, să fim cei care atunci când auzim de bârfe, să reacționăm ca Iisus Hristos, să punem capul în jos și să căutăm cum să ridicăm pe persoana respectivă.
să căutăm prin cuvintele noastre să aducem zidire, transformare, iertare, restaurare. Să fim instrumentele Lui, să dovedim că suntem copiii Lui și că dragostea Lui este în noi. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune, așa cum avem obiceiul, împărțim rugăciunea, prima parte, a doua parte. Facem acest lucru fiindcă înțelegem rugăciunea trebuie să fie și ceva specific, trebuie să aibă un scop, da? Deci nu ne rugăm doar să vorbim, nu ne rugăm doar să facem gălăgie, nu ne rugăm doar să ocupăm o perioadă de timp și ne rugăm cu înțelepciune, cu călăuzire, fiindcă dorim ca cuvintele noastre să ajungă la Dumnezeu, să fie ascultate de Dumnezeu și Dumnezeu să împlinească după voia Lui ceea ce cerem și ceea ce vorbim atunci când ne rugăm. De aceea rugămintea mea pentru noi este ca în această rugăciune, prima parte, voi face și eu acest lucru, și l-am mai făcut și o să-l mai fac, să cerem de la Dumnezeu iertare pentru cuvintele spuse care nu erau ziditoare, care nu erau bune. Să cerem iertare pentru momentele în care atunci când am auzit ceva, urechile noastre s-au deschis și am dorit să auzim și mai mult. Să cerem iertare pentru aceste lucruri și în același timp să cerem îmbărbătare de la Dumnezeu pentru a vorbi cuvinte de viață și nu de moarte. Pentru a fi cei care privim aceste lucruri și hotărâm ori de câte ori se întâmplă, eu vreau să mă aplic și să mă împlic să ajut pe persoana respectivă. Să fiu un vas de lucru prin care Dumnezeu aduce viață. Să pot să stau la sfârșit de zi în fața lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, n-am fost cel mai perfect, n-am fost cel mai bun predicator, n-am fost cel mai bun cântăreț, n-am făcut cea mai multă misiune, n-am deschis cele mai multe proiecte, n-am făcut cele mai multe videos pe TikTok sau pe YouTube, n-am ajuns la milioane de oameni, dar, Doamne, când am auzit o bârfă, am zis stop. Și am căutat să aduc viață și nu moarte. Am căutat să opresc uciderea. Am căutat să folosesc cuvintele care Tu mi le-ai dat, vorbind sau scriind, să le folosesc pentru advansarea și creșterea împărăției Tale. Ne rugăm cu toții.